Cosmin Popescu și Gheorghe Milosteanu sunt cei doi desemnați să facă treabă bună pentru câștigarea alegerilor parțiale în Gorj. Cei doi au fost aleși în cadrul biroului permanent județean. La începutul lunii acesteia a avut loc un birou politic județean, un birou permanent județean, pardon, în cadrul căruia au fost stabiliți și șefii de campanie, directorii de campanie în cele două localități, acolo unde vor fi organizate alegeri. La Târgu Jiu, campania va fi coordonată de către domnul Cosmin Popescu, vicepreședintele organizației județene, de asemenea președintele Consiliului Județean Gorj, iar la Drăguțeș campania va fi coordonată de către domnul Gheorghe Milosteanu, secretarul general executiv al organizației noastre. Mergând pe mâna celor doi, pesediștii sunt convinși că vor câștiga ambele primării. Suntem convinși că atât la Drăguțești, cât și la municipiul Târgu Jiu, cât și în municipiul Târgu Jiu, vom reuși să ne canalizăm și vom reuși să obținem votul de încredere al cetățenilor, în așa fel încât pe 11 iunie domnul Aurel Popescu și domnul Gheorghe Butan să devină primari. Multe dintre campaniile trecute ale PSD au fost coordonate de Ion Călinoiu, fostul președinte executiv al filialei Gorj.